Multă pace. Dimineață am fost la biserica de pe Ghioceilor de altă dată, unde l-am primit pe Domnul în apa botezului și am trăit niște clipe minunate și am stat acolo în smerenie pe bancă și am trăit clipele acelea minunate și am zis, Doamne, ce frumos! Ce frumos este să-L urmez pe Dumnezeu! Așa cum predica fratele sârb, zicea, Dumnezeu ne ține de mână. Părinții noștri, când suntem mici, ne țin de mână să nu cădem. Dumnezeu Tatăl face același lucru cu noi. Când ne este greu, Dumnezeu ne ține în brațe. Am parcurs toate etapele, adică nu toate, că mai am câteva. Dumnezeu mi-a promis, Tata din cer, că mă va ține de mână, când n-o să pot, mă va ține în brațe. Și când va hotărâ, mă va chema acasă. În 1975, în 14 decembrie, împreună cu sora mea mai mică, care deja este la Domnul, cu toate că ea era cu un an mai mică decât mine, am socotit-o soră geamănă și ne-am comportat ca atare. Eram surori de două ori și l-am primit pe Domnul atunci. Și odată am mai spus în biserica în care îl slujesc pe Dumnezeu pentru o vreme și mi-am amintit de poezia aceea care vreau să o spun și astăzi, care este reală, fiecare cuvânt. Nu știu dacă nu-i scrisă de fratele Groza, nu mai știu, că obișnuiesc să scriu de unde am luat poezia, dar se potrivește și mulțumesc lui Dumnezeu pentru că El mă ține în brațe, mă ține de mână și mă va lua acasă la vreme hotărâtă. Eu sunt al Tău pe vecie, de răul lumii înțărcat, atât de râvnită apa cea vie, numai la Domnul eu am aflat. Eu nu mai sunt prin lume, târât în neștire, prin cloacă mereu, prin vrerea divină, noul meu nume e acel de copil de Dumnezeu. Eu nu mai sunt ce eram printre umbre, sărac, de soarele vieții încălzit, umblând putere pe-a Domnului urme, din clipa în care m-am pocăit. Eu sunt schimbat de Duhul Sfânt înăuntrul, nu trupul meu altul, ci sufletul nou. Această lucrare o face cuvântul. Când omul se întoarce, acesta-i cadou. Eu sunt umblător sub cruce și-i dau mulțumire. Atât mi-a rămas, că Domnul prin moarte l-aduce la sine pe cel ce trăia ca vrășmaș. Eu sunt călător înspre ceruri și în mine e Duhul în flăcări, oricând, chiar dacă în vreme plângem vor ochii cu dorul spre casa cerească, înaintea voi cântând. Eu am să ajung în slava cerea de plină, uitând pentru veci tot greul de jos și stând înnoit, sfințit în lumină, mă voi închina cu drag lui Hristos. Amin.